1 februarie, anul 2021. Adevăratul preot sau ce ar face Iisus? Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. Era într-o vineri dimineață. Pastorul Henrik Maxwell isprăvise predica sa pentru duminică. Fusese întrerupt de mai multe ori. Ceasul era înaintat și cum perorația sa nu-l mulțumea, era foarte enervat. Pe când se îndrepta spre camera de lucru după o nouă întrerupere, zise soției sale: Mary, te rog, dacă mai vine cineva, să-i spui că sunt foarte ocupat cu ale mele. Să nu mă faci să cobor decât numai dacă este vorba de vreo chestiune de seamă. Da, Henrik, dar trebuie să mă duc la creș, mirându-l la inspecție, așa că ai să fii singur acasă. Pastorul intră în camera sa și închise ușa după dânsul. O clipă după aceea auzi ieșind femeia. Se așeză dinaintea biroului cu un suspin de ușurare și începu a scrie. Își luase textul din cea dintâi epistolă sobornicească a lui Petru, versetul 21, capitolul 2. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Dezvoltase în cea dintâi parte a predicii ideea jertfei personale a Domnului Iisus Hristos și arătase că a suferit în viața sa tot așa de mult ca atunci când a murit. El analizase atunci faptele Domnului Iisus Hristos din punctul de vedere al pildei pe care venise să o dea lumii. În sfârșit ajunsese la a treia și cea din urmă parte, în care stăruise asupra nevoii de a urma jertfa și pilda Domnului Iisus. Tocmai scrisese: urmele sale, ce sunt oare acestea? Și se gătea să le înșire în ordinea însemnătăților când clopoțelul sună tare. Henrik Maxwell stătu pe loc și încreți sprâncenile, fără să se hotărască a răspunde la chemarea clopoțelului. După o clipă, a sunat din nou. Atunci s-a sculat și s-a așezat lângă una din ferestrele de unde se putea vedea ușa de la intrare. Un om stătea în picioare pe scară, un om încă tânăr și foarte rău îmbrăcat. Pare a fi o haimana, își zise pastorul. Cred că trebuie să mă cobor și... Nu-și isprăvi gândirea și a coborât și a deschis ușa. Cei doi oameni se uitară timp de o clipă unul la altul în tăcere. Cel întâi vorbi străinul. N-am de lucru acum. Poate v-ar sta în putință să mă ajuta să găsesc. E puțin de lucru acum, nu prea aș ști cum să vă găsesc, răspunse pastorul, care începu ușurel să închidă ușa. Gândeam că aș putea la o adică să-mi dați o recomandație pentru direcția metropolitanului sau pentru inspectorul atelierelor, urmă tânărul, învârtind între degete o cioarsă de pălărie. Asta nu ți-ar sluji la nimic. O să mă ierți, că-s tare ocupat în dimineața asta.
Îmi pare rău că nu pot să-ți fiu de niciun folos, dar nădăjduiesc că ai să găsești ceva. Pastorul, Eric Maxwell, închise ușa și auzea cum cobora omul scările. Îndreptându-se spre odaie, a trecut pe dinaintea ferestrei sălii de intrare și îl văzu îndepărtându-se agale de-a lungul uliței, veșnic cu pălăria lui veche între degete. Așa părea de sărac, de disperat și de părăsit, încât pastorul stătu pe gânduri un minut înainte de a se întoarce la birou, apoi își reluă locul și cu un oftat urmă a scrie. Nu mai fu întrerupt și astfel, după 2 ore la întoarcerea soției, predica era gata. Foițele erau strânse la oaltă și puse pe Biblie. Totul era rânduit pentru slujba de duminică dimineața. Ni s-a întâmplat un lucru ciudat la creșii. Henric, îi spuse soția la masă, știi că m-am dus acolo cu doamna Brown. Pe când pusesem copiii să cânte, ușa se deschise și iată că intră un tânăr ce ținea în mână o pălărie jegoasă. S-a așezat lângă ușă fără să spună un cuvânt și stătu cu ochii țintă la copii, fără îndoială că era o haimana. De la început am fost puțintel înspăimântate, directoarea și noi, dar el a stat foarte liniștit și după o clipă s-a dus. Poate că era obosit și dorea să se odihnească un moment. Cred că e același vagabond care a sunat aici dimineață. Spui că era prost îmbrăcat? Da, foarte sărăcăcios. Putea să tot aibă 30-35 de ani. Da, da, ăsta e, șopti pastorul Maxwell cu o minte gânditoare. Sfârșit ai predica, Henric? Îl întrebă soția după o pauză. Da, am sfârșit-o. Am avut o săptămână grozav de încărcată. Cele 2 predici duminicale îmi dau mult de lucru. Nădăjduiesc că vor fi prețuite. Poimine de o adunare numeroasă, grăi femeia zâmbind. Despre ce predici dimineață? Despre datoria de a urma pe Domnul Iisus Hristos. I-am înfățișat opera din punctul de vedere al jertfei și al pildei și am arătat ce trebuie să facem pentru a călca pe urmele Lui. Sunt sigură că va fi o predică frumoasă, numai să nu plouă duminică. Atâtea ploi am avut în timpul din urmă. Da, puțină lume a fost câteva duminici în șir. Nu merg oamenii la biserică atunci când sunt furtuni. Pastorul Maxwell oftă zicând acestea. El se gândea la toată truda cheltuită ca să pregătească predici pentru un norod mult, când colo duminică dimineața era foarte puțină. Dar duminica aceasta soarele se înălță radios peste orașul Raymond, vestind una din acele zile alese, care vin câteodată după o lungă vreme de vânt, de ploaie și umezeală. Aerul era limpede și ușor, cerul fără nori, așa că toți parochienii lui Henric Maxwell se găteau de mers la biserică. Când începu slujba la ceasurile 11, largul cumprins al bisericii era ocupat de tot ce avea mai de elită Raymondul. Catedrala din Raymond ambiționa să aibă cel mai bun cor bisericesc ce poate să procure banul. În dimineața asta, ca întotdeauna, corul său mixt făcu o deosebită plăcere enoriașilor, executând un număr care era o adaptare cu totul modernă a acestui cântec de demult. Crucea pe care mi-o dă Domnul, s-o port aici pe pământ. Imediat
Înaintea predicii, un minunat glas de soprano cântă un imn binecunoscut. Iisus mă cheamă astăzi, i-aud glasul în inima mea. Rășela Winslow era foarte frumoasă, iar vocea îi era încă mai frumoasă decât chipul. Astfel, o șoaptă de admirație străbătuse tot auditoriul în clipa când ea se sculă pentru a înainta până la marginea galeriei de la orgă. Pastorul Maxwell o asculta foarte comod din fundul amvonului. Acest solo, rânduit după dorința lui, imediat înaintea predicii, îl inspira și contribuia în gândul lui la stabilirea spontană a unui curent de simpatie între el și auditor. Fiecare spunea că, chiar în catedrală, nu se mai auzise vreodată cântându-se astfel și, desigur, dacă solemnitatea n-ar fi fost unde era și când era, acest solo ar fi fost viu aplaudat. Pastorul Maxwell crezu chiar că s-a produs un discret freamăt de picioare și de mâini, care îl puse puțin în încurcătură, dar când se ridică să deschidă Biblia, tăcerea se restatornicise așa de simțit, încât pe drept cuvânt avea de ce să fie emoționat. Nimeni nu învinuise vreodată pe Henry Maxwell că ar fi un predicator care plictisește. Dimpotrivă, îi se imputase uneori că folosește îndeosebi genul senzațional în predicile sale. De altfel, enoriașii catedralei nu erau supărați de așa ceva, deoarece tocmai lucrul ăsta dădea predicatorului și bisericilor o originalitate ce nu îi displăcea deloc. Apoi, la dreptul vorbind, pastorul catedralei iubea mult predica și rareori îi se întâmpla să nu vorbească. El predica din amvonul său, duminică după duminică. Era pentru el îmbătătoare jumătatea aceea de ceas când trecea cu ochii prin fața unei biserici pline. Sigur că va fi ascultat de un public ales. Niciodată nu predica el frumos când vedea înainte un auditoriu restrâns. Și timpul avea asupra-i o înruire puternică. Pentru a face un model de predică, îi trebuia o adunare și o vreme ca aceea de azi. O boare de satisfacție îi pătrundea în inimă pe măsură ce înainta în vorbire. Biserica sa era întâia în oraș. Avea corul cel mai bine rutinat. Asociația sa religioasă era alcătuită din tot ce Raymondul avea mai de seamă ca avere, poziție socială, culturală. Și faptul că păstoriții lui se recrutau astfel din clasa conducătoare îi dădea lui însuși o situație și o înruire deosebită. Pastorul Maxwell se gândea el oare la toate acestea pe când predica, n-ar fi putut să o afirme, totuși e sigur că la fraza cea din urmă își dădu seama. Asta s-a petrecut o clipă că a avut sentimentul precis al tuturor acestor foloase și că adânca mulțumire personală era în strânsă legătură cu verba înflăcărată. Predica era interesantă. Frazele de efect, ideile mușcătoare prisoseau, de-ar fi tipărit-o s-ar fi impus atențiunii. Spusă cu o elocvență atrăgătoare, nemergând niciodată până la declamația teatrală, produsese adâncă impresie. Dacă pastorul Maxwell se simțea mulțumit de situația sa, numai puțin se simțea satisfăcută de conducătorul ei, asociația însăși a primei biserici, și se felicita că vede amvonul ocupat de acest om, de o distinție impunătoare, cu o înfățișare intelectuală și fină, de acest predicator care știa să fie însuflețit fără a fi
zgomotos și la care n-ai fi găsit nici calități de rând, nici afectare. La un moment dat, când părea cea mai deplină armonie între predicator și auditoriul său, izbucni un glas străin, din cale afară de îndrăzneț și care pricinui întregii adunări o neplăcere, greu de descris. Era așa de neașteptat și de contrar acest fapt tuturor gândurilor celor de față, încât nimeni nu socoti să îi se împotrivească într-un chip sau altul. Pastorul Maxwell își închisese tocmai Biblia groasă peste paginile manuscrisului său. Corul se pregătea să execute un ultim cântec, când întreaga adunare tresări la auzul glasului unui om ce răsuna în fundul bisericii, pe una din băncile de sub galerie. Într-o clipă, omul care vorbise ieși din fund și înaintă spre mijlocul templului. Înainte ca asistența uimită să fi înțeles ce se petrecea, omul ajunsese în spațiu liber dinaintea amvonului și se oprise cu fața spre adunare. "M-am întrebat de ce am intrat aici," începu el, repetând cuvintele rostite sub galerie, "dacă s-ar face să spun un cuvânt la sfârșitul slujbei. Nu-s beat, nici nebun, sunt cu totul nevătămător. Dar dacă mor, cum se va întâmpla probabil peste câteva zile, aș vrea, cel puțin, să am satisfacția de a fi spus ceea ce îmi stătea pe inimă, într-un loc ca acesta și tocmai înaintea unei astfel de lumi." Henry Maxwell nu-și luase încă locul, ci stătea în picioare, rezemat pe marginea amvonului și se uita la străin. Era omul care se prezentase la dânsul vineri dimineața. Purta tot hainele cele prăfoase și jerpelite și strângea într-una, în mâini, cu un gest care îi părea obișnuit, cioarsa de pălărie. Niciodată, desigur, catedrala nu văzuse pe băncile ei un astfel de ascultător. Cei de față cunoșteau acest tip pe care îl întâlniseră pe uliți, prin preajma atelierelor drumurilor de fier, ori umblând haimana de-a lungul bulevardelor, dar niciodată n-au visat să aibă parte de un incident ca acela la care luaseră parte. Nu era nimic primejdios în glasul sau în felul de a fi al acestui om. Nu era pornit și vorbea cu un glas slab, dar limpede. Cu toată uimirea de care a fost cuprins, Henry Maxwell își amintea auzindu-l de o persoană pe care o văzuse vorbind și mergând prin somn. Nimeni din biserică nu făcu o mișcare spre a opri pe străin, niciun zgomot nu i-a curmat firul vorbei. El, de alminteri, își urmă vorbirea ca și cum nici nu i-ar fi trecut prin cap gândul că l-ar putea stânjeni cineva și nici n-ar bănui în vreun fel ciudata metodă ce introducea în serviciul întâi bisericii, așa de vestită prin bunăcuvința de acolo. În timp ce vorbea el, fața lui Henry Maxwell se întuneca și se întrista mereu și din susul galeriei de la orgă, Rachela Winslow se uita și ea, palidă de emoție și interes, la omul cu haine murdare și pălărie jegoasă. "Ocupațiunea mea, țin să vă mărturisesc, nu este haimana lâcul, cu toate că nu știu să fi spus Domnul Iisus vreodată că sunt unii păcătoși mai puțin vrednici decât alții de a fi mântuiți. Poate cunoașteți unul din cuvintele lui care să mă dezmintă." El punea această întrebare așa de natural ca și cum s-ar fi găsit într-un mic cer de studii biblice, apoi o tusă grozavă îl opri. După o clipă, a luat din nou cuvântul. "Mi-am pierdut locul de 10 luni de zile. Sunt tipograf de meserie. Noile mașini de compoziție sunt frumoase tipuri de născocire,
dar cunosc 6 oameni uciși de ele de un an încoace. Nu am cuvinte rele pentru jurnalele care își procură aceste mașini, dar așteptând ce pot să facă lucrătorii. N-am învățat niciodată al meșteșug, asta e tot ce știu să lucrez. Și-s mulți în aceeași situație ca mine. Nu mă tânguiesc, la ce bun? Expun numai un fapt. Mă întrebam numai când stăteam sub galeria aceasta dacă ceea ce numiți a urma pe Iisus este același lucru cu ceea ce înțelegea El însuși. Ce înțelegea El când spunea, urmați-mă? Pastorul zicea că ucenicii Domnului Iisus trebuie să calce pe urmele Lui și a adăugat că aceste urme sunt ascultarea, credința, dragostea și imitarea. Dar n-am auzit să fi lămurit ce înseamnă asta, mai ales în ce privește pasul din urmă. Ce înțeleg creștinii prin acest cuvânt, a călca pe urmele Domnului Iisus? Am colindat orașul dumneavoastră timp de 3 zile, căutând să mă tocmesc undeva să muncesc și n-am auzit niciun cuvânt de simpatie sau de mângâiere, afară numai de la pastor, care mi-a spus că îi pare rău de mine, dar că are nădejde să găsesc de lucru. Nu grăiesc de rău pe nimeni, nu-i așa? Simplă constatare. Înțeleg bine că dumneavoastră nu puteți să vă apucați de căutat o ocupație pentru un om ca mine. Nu vă cer să o faceți, dar ceea ce nu-mi dă pace este nevoia de a ști ce vrea să spună vorba asta, a urma pe Iisus. Vreți să spuneți că suferiți, că vă lepădați de dumneavoastră înși vă, că doriți mântuirea omenirii pierdute cum a făcut Domnul Iisus, după cum cred, a înțelege eu? Sunt în situația de a vedea tocmai altminteri lucrurile și vă pot mărturisi că în orașul acesta sunt peste 100.000 de oameni la fel ca mine, ca stare. Mulți au familii de întreținut. Femeia mea a murit de 4 luni. Sunt fericit că o știu la adăpostul mizeriei. Fetița îmi este la un tipograf al prietenilor mei până ce mi-o-i găsi din nou un loc. Și nu mă pot opri de a nu fi tulburat când aud un așa de mare număr de creștini ce trăiesc în lux cântând crucea pe care mi-o dă Domnul s-o port aici pe pământ. Și când mi-amintesc că femeia mea a murit într-o cocină din New York din lipsă de aer și rugându-se lui Dumnezeu să ia și copilul odată cu dânsa. Nu am pretenția că vă stă în puterea împiedica oamenii a muri de mizerie, dar ce să însemne a urma pe Iisus? Dumneavoastră nu puteți face primirea și primenirea aerului în odăile în care ne înăbușim, dar mi se spune că mulți alții pe care suntem siliți să-i lăudăm sunt părtașii creștinismului. Proprietarul acela la care femeia mea a murit este membru al unei biserici și m-am întrebat dacă este adevărat că acela urmează pe Iisus. Noaptea trecută unii oameni cântau la o adunare de rugăciune. Toată viața am, ceas cu ceas, mâna-ți îndreptează-i mersul, mă supun de aici înainte, poruncii tale în veci de veci. Iar eu mă întrebam stând pe scările bisericii, ce puteau să înțeleagă prin asta? Mi se pare că este în lume un lot uriaș al mizeriei care n-ar mai fi dacă toți oamenii care cântă astfel de vorbe s-ar duce și le-ar schimba în faptă. Presupun că eu nu înțeleg nimic din astea. Dar ce-ar face oare Iisus? Aveți în adevăr pretențiunea să călcați pe urmele Lui? Mi se pare uneori că poporul care umple frumoasele biserici ale orașelor are haine frumoase, case frumoase, bani, berechet, pentru a-și îngădui orice lux, călătorii, vacanțe, în vreme ce poporul care stă deoparte hoinărește pe ulii să caute de lucru, sporește în mizerie și beție și moare în cocioabe. În clipa asta omul s-a aplecat spre Sfânta Masă și a întins mâna să o apuce. Pălăria se rostogoli la picioare. Un freamă se auzi în toată adunarea. Doctorul West se ridică și s-a repezit spre străinul ce-și puse mâna
cealaltă de mai multe ori peste ochi, apoi, fără niciun strigăt, s-a muiat, a căzut, întins, pe lespezi. Socotind slujba terminată, strigă Henrik Maxwell din înălțimea amvonului. O clipă după aceea, el a îngenunchea lângă trupul nemișcat, întins la pământ. Toată lumea s-a ridicat, dar nimeni nu ieșea. În sfârșit, Dr. West a declarat că străinul trăia încă. E un leșin, a zis el, adăugând câteva cuvinte între care nu se lămurea decât boală de inimă. Câțiva domni s-au apropiat ca să ajute pastorul și doctorul să transporte în sacristie pe omul în stare de sfârșeală. El respira greu, dar nu dădea niciun semn de cunoștință. Când au ajuns să se întrebe ce trebuia să facă, pastorul a stăruit să-l ia la dânsul. Rachela Winslow, care intrase în sacristie, fără să fie băgată în seamă, s-a oferit și dânsa să-l găzduiască. Avem loc, zise ea, și sunt încredințată că mama ar fi fericită să-i poarte de grijă. Ea părea ciudat de emoționată, dar nimeni nu o luă în seamă. De fapt, cu toții erau și aveau de ce să fie, căci niciodată nu se întâmplase în catedrală un eveniment așa de neobișnuit, dar pastorul a stăruit și când trăsura ce fusese adusă, anume Lope Bonlav, ea se îndreptă spre casa parohială. Cu intrarea acestui crâmpei de omenie în casă, începea un nou capitol în viața lui Henrik Maxwell, dar nimeni și el încă mai puțin ca alții nu bănuia schimbarea vizibilă ce acest simplu fapt avea să lucreze în felul de a înțelege el misiunea unui ucenic al Domnului Iisus Hristos. Întâmplarea făcu mare vâlvă în parohie. Întâi, în parohia bisericii din Raymond. O săptămână n-a mai fost alt subiect de vorbă. Părerea obștească era că omul intrase în biserică într-o stare de tulburare mentală, pricinuită de mizerie și că vorbise într-un fel de spasm, fără a-și da seama deloc și cui îi vorbește. Era lămurirea cea mai plină de milă a actului făcut. De-al minteri, fiecăruia îi plăcea să recunoască acum că, în tot ce spusese, s-a văzut o ciudată lipsă de amărăciune și necaz. Vorbise toată vremea cu un glas domol, ca și cum și-ar cere iertare. Ei fi putut lua drept un membru al asociației bisericești, căutând să se lămurească asupra unui subiect foarte greu de înțeles. A treia zi, după ducerea lui în casa pastorului, se produse o schimbare vădită. Doctorul a declarat că se apropie sfârșitul. Totuși, sâmbătă trăia încă, măcar că slăbise uimitor spre sfârșitul săptămânii. Duminică dimineață, când a sunat ceasul 1, își reveni dintr-o dată și a întrebat dacă venise fetița. Maxwell trimisese după dânsa de îndată ce dăduse de adresa ei într-o scrisoare din fundul unui buzunar al muribundului. E pe drum, în curând va fi aici, a răspuns pastorul, aplecându-și fața obosită de multele nopți de veghe. N-o s-o mai văd niciodată pe lumea asta, șopti omul. Pe urmă a adăugat, vorbind cu anevoie. Ați fost bun cu mine. Mi se pare că așa ar fi făcut Iisus. Puțin după aceea își întoarse capul spre perete și, mai înainte chiar ca Henrik Maxwell să poată bănui, ultima suflare îi încremeni pe buze. Dimineața se anunța radioasă ca și cea de duminica trecută, când Henrik Maxwell urca scara amvonului, a văzut în fața lui una din cele mai numeroase adunări din câte umpluse vreodată biserica. El avea o căutătură așa de rătăcită de a-i fi putut crede că acum s-a sculat după o lungă boală. Soția lui rămăsese acasă lângă fetița, sosită cu cel din tâi tren, la un ceas după moartea tatălui ei. Străinul se odihnea de veci în camera prietenilor, scăpa de toate mizeriile.
Când deschise Biblia, pastorul părea că vede înaintea lui fața omului istovit și țeapăn. Nimeni din adunare nu și-aducea aminte să fie auzit vreodată pe Henry Maxwell predicând fără note, așa cum făcea acum. Poate că asta îi se întâmpla câteodată la începutul păstoriei sale, dar încă de multă vreme își scria predicile cu mare îngrijire. Se observa în adevăr că nu putuse, ori n-avusese timp să se pregătească așa zilele trecute. Vorbea cu șovăială, ca și cum ar fi fost preocupat de ceva fără legătură cu textul. El a rostit totuși sfârșitul predicii cu tăria care lipsea vădit în cea din tâi parte. La urmă a închis Marea Biblie și a plecat pe marginea amvonului, început să vorbească despre întâmplarea care se desfășuraseră înaintea lui cu o săptămână mai înainte. Fratele nostru, aceste vorbe în gura lui Henry Maxwell răsunau în chip ciudat. Fratele nostru a murit în dimineața asta. N-am putut încă afla povestea lui. Din hârtiile ce purta la dânsul, am găsit că are o soră la Chicago. I-am scris, dar n-am primit încă răspuns. Fetița lui e la mine și va sta acolo pentru moment. El se opri și-și plimbă privirile de la un capăt la celălalt al bisericii. Observă că niciodată de când de pastor nu mai văzuse atâtea fețe serioase și concentrate. Nu se simțea în stare în clipa asta să povestească parochienilor săi toate încercările prin care trecuse în timpul crizei, dar ceva din emoția lui li se împărtășise și înțelese că ar fi o nesocotință să nu li se spună ceva din ceea ce umplea inima lui acum. A luat deci din nou cuvântul. Felul prezentării și cuvintele acestui străin au produs asupra mea, duminica trecută, o puternică impresie. Nu pot să vă ascund că ceea ce ne-a spus m-a silit să mă întreb cum n-am făcut-o mai înainte. Ce înseamnă să urmez pe Iisus? Nu sunt în măsură să vă osândesc, nici pe dumneavoastră, nici pe mine, cu privire la legăturile noastre, ca creștini, cu acest om sau cu partea din societate pe care o reprezintă el. Toate acestea nu mă împiedică însă să gândesc că, în ceea ce ne-a spus, erau atâtea lucruri adevărate că trebuie ori să căutăm răspunsul la întrebările ce ni le-a făcut, ori să ne lăsăm a fi osândiți ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Ce am auzit noi aici, acum 8 zile, era la urma urmei o provocare aruncată creștinismului așa cum se vădește el în bisericile noastre. Am simțit-o de atunci cu o claritate care zilnic crește tot mai vădit. Și nu cred să mai găsesc vreodată un moment mai prielnic decât acesta spre a vă arăta un plan sau un proiect care mi se pare că trebuie să răspundă învinuirilor ce ni s-au făcut aici și de care vă amintiți cu toții. Henry Maxwell mai făcu o pauză spre a-și privi ascultătorii. Erau oameni și femei de valoare în catedrală. Pastorul vedea dinaintea lui pe Edward Norman, redactorul jurnalului Raymondului, care era membru al bisericii sale de 10 ani. Nimeni nu era mai de cinste ca dânsul în comunitate. Iată și pe Alexandru Power, directorul atelierelor căilor ferate, și pe Donald Marsh, președintele liceului Lincoln, și pe Milton Wright, unul din cei mai de seamă negustori din Raymond, care avea în magazinele sale enorme 100 de vânzători, și pe Dr. West, care, deși încă tânăr, era socotit drept o autoritate în materie de chirurgie, și pe Jasper Chase, romancierul a cărui cea din tâi operă căpătase un succes strălucit. Mai vedea el și pe Virginia Page.
moștenitoarea pe care moartea de curând a tatălui ei o pusese în posesia unei averi ce se ridica la peste $1,000,000 și care pe deasupra mai era și deosebit de bine înzestrată de la natură. În sfârșit, el distingea în galeria corului pe Rachel Winslow, al cărei chip strălucea în clipa aceasta de o lumină neobișnuită, pricinuită de atențiunea cu care urmărea ea ce se petrecea sub galeria unde se găsea. Foarte adesea, la vederea tuturor acestor personalități marcante, înzestrate cu caractere tari și bine oțelite, Henry Maxwell a avut o puternică satisfacție spunându-și că aici erau membrii bisericii sale. În dimineața asta, însă, se întreba numai cum vor primi ei ciudata propunere ce avea să li se facă. În sfârșit, a luat din nou cuvântul, încet și cu glas stăpânit, și întregul auditor și-a zis că niciodată, nici chiar în momentele sale oratorice cele mai mișcătoare, nu a produs o astfel de impresie. Ceea ce o să vă propun, zise el, n-ar trebui să vă pară din calea afară de greu și nici peste putință de făcut. Și totuși, nu mi-ascund părerea că numai o parte, poate o mare parte din auditoriul meu, se va asocia. Cu toate acestea, nu vreau să las neînfățișat planul, în chipul cel mai simplu și mai categoric cu putință, spre a risipi dintr-o dată orice fel de neînțelegere. Cer voluntari, recrutați dintre membrii catedralei, care să se lege serios și cinstit că, timp de un an, nu vor face nimic fără să-și pună înainte de toate această întrebare. Ce-ar face Iisus? Și după ce își va fi pus-o, fiecare să urmeze pilda Domnului Iisus cât mai bine cu putință, abstracție făcând de orice ar putea ieși din aceasta. Se înțelege de la sine că eu însumi mă înrolez în această tovărășie de voluntari și că rog mai dinainte poporenii să nu se formalizeze de felul cum mă voi purta, să nu se împotrivească hotărârilor mele, câtă vreme or vedea că sunt conforme cu acelea pe care le-ar lua Domnul Iisus Hristos. M-am lămurit eu bine? După ieșirea de la slujbă, vă rog pe toți membrii bisericii care ați fi dispuși să se alăture acestui scop, să stea aici pentru a putea discuta amănuntele planului propus. Lozinca noastră va fi: ce-ar face Iisus în locul meu? Scopul nostru: să facem anume ce-ar face El, dar fi în locul nostru, fără a ne preocupa deloc de ce se va întâmpla. Cu alte cuvinte, ne propunem să călcăm pe urmele Domnului Iisus, nu în principii, ci în realitate, așa cum a învățat El pe ucenicii Săi să facă. Și aceia care vor consimți la aceasta vor face un legământ pe un an întreg cu începere de azi. Ar fi greu de descris simțirea produsă de cuvintele lui Henry Maxwell. Nu erau obișnuiți enoriașii lui să îl audă definind astfel creștinismul și și-aruncau priviri cu o mirare de oameni aproape încremeniți. Desigur, fiecare înțelegea foarte bine ce propunea el, dar părerile se deosebeau cu privire la faptul că, dacă e binevenită acum propunerea sa și dacă e bine să fie înfățișată în acest chip viața creștină. Pastorul a terminat slujba cu o scurtă rugăciune, după care asistența a ieșit într-o stare de însuflețire cu totul neobișnuită. Schimb de păreri s-au angajat chiar în biserică. Cete de oameni prindeau toate culoarele și discutau cu glas tare propunerea pastorului, așa că multă vreme a trebuit să treacă până să se golească de tot biserica. În sfârșit, Maxwell s-a îndreptat spre sala bibliotecii, unde membrii
bisericii aveau obiceiul să se întrunească atunci când aveau de luat în seamă vreo chestiune. El a tresărit la vederea numărului celor care umpleau această sală. Nu se întrebase cine vor fi acei care s-ar alătura lui, dar se aștepta să fie într-o tovărășie mică. Când deodată se găsi înaintea vreo 50 de persoane, printre care a observat pe Rachela Winslow și Virginia Page, pe domnii Norman, președintele Marsh, Alexandru Power, Milton Wright, Dr. West și Jasper Chase. A tras ușa după dânsul și s-a oprit. Era palid și buzele îi tremurau de emoție. Simțea că ceasul acesta era de o însemnătate fără pereche pentru dânsul și biserica lui și că ceea ce avea să spună era așa de precis, dictat de Sfântul Duh, încât nimeni nu putea să prevadă rezultatul. El însuși nu înțelesese întreaga semnificație a puternicei crize prin care trecuse. Știa numai că toate noțiunile sale cu privire la viața creștină fuseseră răsturnate și că noua înțelegere ce începea să aibă despre aceasta atingea în el adâncimi de sentimente nebănuite până atunci. Primul cuvânt a fost chemarea de a se uni cu el în rugăciune toți cei ce îl înconjurau. Niciodată nu-l mai auziseră rugându-se așa. Toți simțeau că Spiritul Dumnezeiesc lucra în mijlocul lor. Li se părea chiar că acesta umplea camera într-un chip aproape vădit. O clipă solemnă a urmat după rugăciune. Capetele stăteau plecate, lacrimi umpleau ochii lui Henrik Maxwell. Dar fi venit un glas din cer să sfințească legământul ce luau cu toții de a-și urma învățătorul, niciunul dintre ei n-ar fi fost mai sigur de binecuvântarea ce cobora acum asupra lor. Astfel începea mișcarea religioasă cea mai serioasă ce s-a născut vreodată în catedrala Raymondului. Înțelegem cu toții, a spus în sfârșit Maxwell, cu glas stăpânitor, ce vrem să facem. Ne hotărâm să ne întrebăm la fiecare pas din viața zilnică, ce-ar face Iisus? Și să lucrăm întocmai ca El, orice ar putea rezulta pentru noi. Poate că vreau a spune cândva adânca schimbare ce s-a făcut în mine săptămâna trecută. Azi nu pot. E de ajuns să știți că încercările prin care am trecut de duminica trecută mi-au lăsat o astfel de nemulțumire cu privire la ideea ce-mi făcusem până acum despre misiunea unui ucenic al Domnului Iisus Hristos, încât am fost nevoit să fac ceea ce fac astăzi. N-aș fi îndrăznit să iau această inițiativă singur, mă simt însă condus de mâna Dumnezeului dragostei și știu că, venind aici, vă veți supune cu toții aceleași porniri care m-au hotărât pe mine să vă vorbesc. Suntem cu toții de aceeași părere asupra ceea ce urmează să facem? Aș avea depus o întrebare, zise Rachela Winslow. Fiecare se întoarse spre dânsa. Chipul ei radia de o frumusețe aproape supranaturală. Simt oarecare îndoială cu privire la cunoașterea felului cum ar lucra Iisus, continuă ea. Cine va hotărâ pentru mine ce ar face El anume, dacă ar fi în locul meu? Vremea noastră e deosebită de aceea în care trăia El. Sunt în civilizația noastră multe chestiuni tulburătoare de care n-a pomenit niciodată în învățăturile Lui. Cum voi ști eu ce ar face El acum? Nu cunosc decât un mijloc de rezolvare a acestei chestiuni, răspunse Maxwell. Este acela de a studia pe Domnul Iisus cu ajutorul Duhului Sfânt. Vă amintiți ce a spus El însuși ucenicilor Săi? Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul.
căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi tot ce are Tatăl. Ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Nu știu al mijloc, rămâne de văzut ce ar face Iisus, numai după ce vom fi cercetat acest izvor de cunoaștere. Dar nu s-ar putea întâmpla ca unii să pretindă că noi lucrăm cum n-ar lucra Iisus? Întrebă directorul general al atelierelor căilor ferate. Evident că da. Lucrul de seamă e să fim cinstiți față de noi înșine. Felul nostru de a judeca cum trebuie să lucrăm ca și creștini nu poate varia mult de la un caz la altul. Și totuși ceea ce un membru al bisericii socotește că ar fi lucru ce l-ar face Iisus, altul spune că e peste putință de pus în aplicare. Cum vom face noi să fie la fel purtarea noastră? Putea vom noi merge cu privire la fiecare pas la o concluzie identică? Întrebă președintele Marsh. Nu, cred că nu trebuie să ne așteptăm la asta, răspunse Maxwell după o clipă de tăcere. Dar, încă o dată, dacă noi căutăm sincer și din toată inima să călcăm pe urmele Domnului Iisus, nu pot crede să se producă mari deosebiri între felurile de a da răspuns întrebărilor ce ni se vor pune. Va trebui să ne ferim pe de o parte de fanatism, iar pe de alta de prea multă prudență. Dacă Domnul Iisus este pilda ce se propune lumii, desigur că este cu putință să o urmăm. Să nu uităm însă că vom fi ținuți după ce vom fi cerut luminarea Sfântului Duh, să facem întocmai după indicațiile ce ne va da. S-a înțeles, nu-i așa? Era pe toate fețele, întoarse spre dânsul, o așa expresie de consimțire încât o emoție pătrunzătoare a făcut să-i tremure buzele lui Henrik Maxwell și i-a zguduit toată făptura. Mai rămăseseră o clipă împreună discutând chestiuni amănunte, făgăduindu-și să se întâlnească în fiecare săptămână pentru a-și comunica rezultatul încercărilor lor. Înainte de a se despărți, a mai ascultat încă o dată, într-o pioasă meditare, o rugăciune rostită de Henrik Maxwell, apoi s-au despărțit în tăcere, după ce unii după alții au strâns mâna pastorului lor. Rămas singur, acesta în genunche și stătu multă vreme cu capul ascuns în mâini. Întors acasă, s-a dus de-a dreptul în camera unde dormea de veci omul care murise dimineața și acolo, în fața acestui chip înțepenit, a strigat el către Domnul, rugându-l să-i dea puterea și înțelepciunea de care simțea că are așa de mare nevoie. Dar, chiar atunci, el nu cunoștea de plin importanța mișcării pe care o începuse, nu se îndoia însă că avea să ajungă la un șir de evenimente mult mai vrednice de luat în seamă decât acelea ce se petrecuseră până atunci în orașul Raymond.